Deschidem Biblia împreună la Evanghelia după Matei, la capitolul al 5-lea. Evanghelia după Matei, capitolul 5, urmând pe urmele Domnului Iisus Hristos, urmând pașii Domnului Iisus Hristos, suntem la predica de pe munte, cea mai importantă dintre toate predicile din Biblie. Matei, capitolul 5. Dacă data trecută s-a vorbit din versetul 3 și îmi permit să-l recitesc, pentru că cele două versete se completează, în această dimineață voi vorbi din versetul 4. Un verset parcă scris pentru noi românii, dar realitatea e valabil pentru toți oamenii. Data trecută, fratele Marius a vorbit din versetul 3, unde Domnul spune așa: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Paradoxal că Domnul începe exact cu aceste cuvinte, pentru că la evrei, binecuvântarea era sinonimă cu succesul financiar. Un om cu cât era mai de succes din punct de vedere financiar, cu atât era mai binecuvântat. Și Domnul se uită la mulțimea care asculta predica de pe munte și spune: ferice de cei săraci. Și mă gândesc că după ce au spus asta, au făcut și o pauză retorică, cum facem noi predicatorii câteodată. Domnul Iisus, fiind de departe cel mai mare predicator din istorie, știa exact cum să vorbească, astfel încât aceste cuvinte să nu ajungă doar la urechea ascultătorului, ci să coboare în suflet. Întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu rostit de Iisus crea reacții, fie de adversitate, fie de bucurie. Și Domnul, probabil când a început predica, se uită la mulțime și zice: ferice de cei săraci. Și se oprește și face o pauză retorică. Și parcă văd nedumerirea de pe fața ascultătorilor. Cum adică ferice de cei săraci? Că noi știam că fericiți sunt cei bogați. Și noi trăim într-o societate materialistă în care există fix aceeași idee. Dar pe de altă parte, noi știm că Dumnezeu e Cel care ne oferă și lucrurile materiale. Fie că sunt multe, fie că sunt puține, important e ca ele să nu creeze dependență în viața noastră, apropo de subiectul conferinței pentru familii. Unii sunt cu inima legată mai mult de o garsonieră decât sunt alții legați de o grămadă de case. Dar Domnul nu se oprește aici, pentru că El nu se referea la sărăcie fizică, ci la una spirituală. După ce se uită la oameni, le vede efectul, zice: ferice de cei săraci. Și după aia zice: în Duhul. Vă rog să rețineți, nu cu Duhul, că la noi, la români, săracul Duhul înseamnă tovarășa învățătoare zicea despre unul dintre colegii mei care confunda întotdeauna genul feminin cu cel masculin, un progresist înainte de progresism, fără să-și dea seama, săracul nu prea știa foarte bine gramatică și uitându-se așa cu milă la el, zicea: nu-i zic numele, că poate se uită la predică. Deci, e mai sărac cu Duhul. La noi, la români, a fi sărac cu Duhul înseamnă... I-ați auzit pe cei care spun: fericiți sunt cei sărași cu Duhul, adică pe aia pe care nu duce capul prea mult. Cu cât știi mai puține, cu atât ești mai fericit. Biblia nu zice asta, în niciun caz. Biblia nu zice: fericiți sunt cei fără minte, nu. Biblia nu zice: fericit e omul prost. Dimpotrivă, în Biblie prostia e păcat. Și cred că am mai spus-o aici. Dacă m-ați întrebat pe mine, pe principiu, dacă n-aveți întrebări, eu am răspunsuri. Dacă m-ați întrebat pe mine, care e cel mai mare păcat, aș zice că prostia e cel mai mare păcat. Că zice un scriitor de origine grec, dar îl încadrăm la scriitorii români, el zice: omul va scăpa și de moarte prin înviere, dar de prostie niciodată. Cele mai multe greșeli în viață le facem din prostie. Și când Domnul Iisus spune aici: ferice de cei săraci în Duhul, El nu se referă la prostie. Nu zice: fericiți sunt aia care săraci, nu știu multe, știu puține, aia sunt fericiți. Nu. Și se referă la atitudinea noastră înaintea lui Dumnezeu, așa cum deja ați învățat. Fericit e doar omul
care, cum zicea un părinte al bisericii, care tâlcuiește, că așa sunt cărțile părinților bisericii, ele se numesc tâlcuiri la Sfintele Scripturi, care interpretează versetul acesta și spune, pentru ca să fii bogat în Dumnezeu, mai întâi trebuie să fii sărac în tine însuți. De fapt, asta înseamnă să fii sărac în Duhul. Nu se referă nici la Duhul Sfânt, că ați observat? Nu-i aici vreo referință la Duhul Sfânt. Nu zice fericiți sunt cei care n-au prea mult Duh Sfânt. Niciun caz. Ci fericiți sunt cei care au puțin din Duhul lor. Pentru ca Dumnezeu să fie mare în noi, noi trebuie să fim mici. De aceea prima cerință a Mântuitorului când le spune oamenilor, dacă vrea cineva să mă urmeze pe mine, înainte de a putea să-și poarte crucea, trebuie să se lepede de sine. Și am să vă spun vouă, celor care hotărâți să-L urmați pe Iisus Hristos, că niciodată nu putem purta crucea lui Hristos câtă vreme suntem plini de noi înșine. Că niciodată nu o să poți purta crucea slujirii și mai ales crucea mântuirii câtă vreme suntem plini de eul nostru, de orgoliu nostru, de firea noastră sau, cum zice Bihoreanu, câtă vreme ești firetic. Nu știu dacă vorbim împreună, cu voi pot vorbi limba bihoreană. Iar celor care ne urmăresc, le dăm note explicative. Firetic înseamnă un om plin de firea lui și nervos. Așadar, primul pas pe drumul fericirii e să fii sărac în tine însuți, în orgoliul tău, în apucăturile tale, în firea ta pământească, pentru ca mai apoi să poți să te îmbogățești în prezența lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu la asta. Apoi următorul pas e versetul 4. Ferice de cei ce plâng, despre asta voi vorbi în această zi, căci ei vor fi mângâiați. Dați-mi voie să mai citesc o dată versetul 4 și apoi am să vă cer să predicați împreună cu mine. În felul acesta sunt convins că toată lumea va fi atentă. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Haideți să repetăm împreună. Ferice... Știi cum ați repetat? Exact ca la școală. Ferice de cei ce plâng, că ei vor fi mângâiați. Nu, oameni buni, eu vă cer să vorbiți așa, ca un predicator, cu intonație, frumos. Haideți să repetăm împreună. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei ce plâng, chiar așa. Așa o fi. Ferice de cei ce plâng. Păi când te uiți la un om care plânge, în mintea ta, lacrimile nu sunt probabil niciodată asociate cu fericirea. Lacrimile, în mod obișnuit, sunt asociate cu durerea, cu suferința, cu tristețea. Și foarte interesant, că în limba greacă, limba Noului Testament, sunt 9 cuvinte folosite pentru plâns. Și cuvântul ales de Mântuitorul Iisus aici este cuvântul cel mai puternic. Cel mai tare dintre toate. E plânsul pentru cineva drag care tocmai s-a dus. Cuvântul folosit de Mântuitorul Iisus alege dintre toate cele 9 cuvinte și de Evanghelistul Matei, care redă ceea ce Mântuitorul Iisus a spus în predica de pe munte, e cuvântul ăsta care exprimă nu un plâns superficial. Vedeți că și în limba română pentru a plânge sunt mai multe expresii. Dar expresia folosită de Domnul Iisus aici, plânsul la care se referă Domnul Iisus Hristos aici, e plânsul unui om care căruia tocmai a fost mult din brațe cineva drag și care a trecut din lumea aceasta. E plânsul omului aflat în doliu după o persoană pe care a iubit-o și pe care o iubește foarte mult, pentru că dragostea nu se duce odată cu moartea. Biblia spune că dragostea este mai puternică decât moartea. Deci Domnul Iisus nu se referă aici nici la lacrimile pe care le varsă copiii într-o fracțiune de secundă când nu le oferi ceea ce își doresc. Nu se referă la lacrimile superficiale pe care le vărsăm noi câteodată când ne aducem aminte de cât de repede întrece viața și cât de repede s-a dus tinerețea. Nici la lacrimile pe care le vărsăm din când în când când te mai uiți la câte un film și te cercetează așa parcă ceva. Că mulți zic, m-au cercetat uitându-mă la film. Mai ceva ca la predică, nu. Ci mă refer la o durere
adâncă, profundă, ăsta e cuvântul pe care îl folosește Mântuitorul aici. Așa cum v-am spus, în originalul grecesc sunt 9 cuvinte care se folosesc pentru plâns. Dintre toate, ăsta e cel mai puternic, e cel mai tare. Exprimă cea mai multă durere. Ferice de cei ce plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. E foarte interesant, mai ales la noi, la evanghelici, că noi fugim de cuvântul râs. Unii frați consideră că râsul e păcat. Dar Mântuitorul Iisus, când vorbește tot despre asta, un alt evanghelist reflectă aceeași fericire puțin diferit. Evanghelistul Luca, în capitolul 6, în versetul 21, zice așa: ferice de voi care plângeți acum, căci voi veți râde. Așa zice evanghelistul Luca în capitolul 6, versetul 21, când reflectă exact aceeași fericire. Pentru că ce vrea să spună Mântuitorul Iisus aici, printre altele, e că fericirea noastră nu se leagă de aici și acum. Are și românul o vorbă care zice: cine râde la urmă, râde cum? Râde mai bine. Domnul Iisus, printre altele, când folosește cuvintele acestea, când spune cuvintele acestea, se referă și la asta. Ferice de cei ce plâng acum, pentru că ei vor fi mângâiați. Dar mângâierea o primim de la Domnul prin Mângâietorul, care e Duhul Sfânt, și acum. Și o să vorbesc despre asta. Dar pe de altă parte, dacă vă uitați în toată curgerea predicii de pe munte, veți vedea că Domnul Iisus vorbește despre faptul că în lumea asta vom avea necazuri. Că cei care îl urmează pe Hristos vor avea de înfruntat o mulțime de probleme și de împotriviri și de persecuție. Și Domnul spune: e mai ferice să plângi acum aici, pentru că cine seamănă cu lacrimi într-o zi va culege cu bucurie. Dar cuvântul pe care îl folosește Luca e chiar cuvântul râs, de care noi fugim. Mai ales noi pocăiții, de la Bihor, să zic. Vreau să vorbesc în această dimineață, și titlul predicii din această dimineață este: lacrimile în care îl întâlnești pe Iisus. Sau, dacă vreți, plânsul la care se coboară Dumnezeu. Sunt 3 categorii de lacrimi în care îl poți întâlni pe Iisus. Sunt 3 feluri de a plânge, de a te jeli, în care îl poți întâlni pe Dumnezeu. Nu orice fel de plâns, nu orice fel de jălanie, nu orice fel de tristețe e plăcută lui Dumnezeu, aș zice, ba dimpotrivă. Sunt 3 categorii de lacrimi în care îl poți întâlni pe Iisus. Prima categorie e plânsul de fericire, dar nu orice fel de fericire. Și veți vedea că atunci când vorbim despre fericire din perspectiva lui Dumnezeu, acest ferice din perspectiva lui Iisus e departe de ceea ce își imaginează cei mai mulți oameni astăzi când spun: ce vrei să fii? Vreau să fiu fericit. De obicei, oamenii când spun că își doresc să fie fericiți, fericirea lor n-are nicio legătură cu Dumnezeu și cu lucrurile spirituale. Sunt lacrimile de fericire, de o anumită fericire. Apoi sunt lacrimile pentru alții, plânsul pentru alții. Acest verb a plânge de aici exprimă o acțiune făcută pentru altcineva. Așa cum am spus, dintre cele 9 cuvinte din limba greacă folosite pentru lacrimi, pentru un plâns, evanghelistul Matei îl alege exact cuvântul folosit pentru plânsul vărsat atunci când cineva drag se desparte de tine. E plânsul pentru altcineva. Și apoi sunt lacrimile pocăinței, lacrimile fericirii, lacrimile pentru alții, empatiei, dacă vreți. Și apoi sunt lacrimile pocăinței. Interesant că Domnul Iisus e prezentat în Evrei, în capitolul 5, cu versetul 7. Autorul epistolei către Evrei spune, vorbind despre Domnul Iisus, și aș vrea să citesc versetul ăsta, Evrei, capitolul 5, versetul 7, dacă e posibil, aș vrea să îl și vedeți, pentru că impactul vizual contează foarte mult. Despre Domnul Iisus spune autorul epistolei către Evrei că El este acela care în zilele vieții sale pământești
a adus rugăciuni și cereri cu strigăte mari și lacrimi. Cu strigăte mari și lacrimi. Știu că nu le putem imagina pe Domnul strigând. Sau poate da. În general, când ne gândim la Mântuitorul Iisus, ne gândim la cineva cu multă pace în exteriorul lui. Dar dacă vă uitați de-a lungul activității lui, în timpul în care Domnul proclamă Evanghelia, în timpul în care confruntă pe farisei și cărturari, de foarte multe ori o face cu multă autoritate, cu multă putere și chiar dacă stăm să citim în spiritul textului, chiar cu o tonalitate ceva mai ridicată, zic asta în avantajul meu în calitate de predicator evanghelist. Pentru că unii zic, bă, dar câteodată ridici tonul. Să știți că și ridicarea tonului își are rostul ei. Acum, ce-i drept, nu e ok nici să ții tonul tot timpul ridicat. Dar ne spune Biblia că Domnul Iisus, în timpul vieții Lui pe pământ, a adus rugăciuni înaintea Tatălui, vorbește în contextul ascultării Lui Hristos de Tatăl. Chiar dacă, spune autorul Epistolei către Evrei, El era Dumnezeu totuși, aduce înaintea Tatălui rugăciuni cu strigăte mari și lacrimi. Cei mai mulți autori care studiază Cuvântul lui Dumnezeu, ai comentariilor pe Cartea Evrei, spun că de fapt aici cuvântul se referă la ce se întâmplă în grădina Ghețimani, pentru că suntem astăzi la cina Domnului. Așa cum descrie momentul ăsta în Luca 22, autorul Evangheliei după Luca, unde ne spune Biblia în versetul 44 că Domnul Iisus s-a dus în grădina Ghețimani și s-a rugat. Și dacă vedeți acolo intensitatea rugăciunii Domnului Iisus Hristos când vine înaintea Tatălui și spune nu voia mea să se facă, ci voia ta, și transpirația lui se transformă în picuri mari de sânge. Cei mai mulți interpreți ai Scripturii cred că atunci când Domnul s-a rugat cu strigăte mari a fost acolo în grădina Ghețimani, când ucenicii dormeau, în ciuda faptului că Domnul se ruga cu strigăte mari și în ciuda faptului că grădina Ghețimani nu-i foarte mare. Pentru cei care ați vizitat Țara Sfântă, ați văzut asta. Chiar dacă Domnul s-a îndepărtat puțin de ei, totuși glasul lui ar fi putut să fie auzit. Domnul Iisus a plâns. Și dacă o să ne uităm în Evanghelie, îl vom vedea de multe ori plângând. Îl vedem pe Domnul Iisus plângând. E probabil cel mai cunoscut verset din Biblie și pentru că e cel mai scurt. Când stă la mormântul lui Lazar. Am mai spus-o atunci când a murit Nati. Mi-am adus aminte, acum cercetând cuvântul lui Dumnezeu, că atunci Dumnezeu mi-a dat o înțelegere specială acestui verset. Am zis-o atunci, vă spun și acum. Iisus n-a plâns pentru că participa la înmormântarea lui Lazar, pentru că de fapt nici n-a participat la înmormântarea lui. A venit după ce s-a terminat înmormântarea. N-a plâns pentru că Lazar era mort, ci plângea pentru că trebuia să-l readucă la viață. Trebuia să-l readucă aici. Știa că Lazar va trece prin câte va trece. N-avea de ce să plângă știind că îl va învia peste câteva minute. Ar fi fost o absurditate să stea lângă mormântul lui Lazar și să facă un fel de teatru, să plângă. De ce să plângă din moment ce știa că îl va învia? În mod evident, nu pentru că era mort, ci pentru că știa că îl va duce din nou în această lume a necazului, a durerii, a problemelor, a încercării. De aceea când stăm la înmormântarea cuiva drag și știm că omul ăsta a fost credincios și s-a dus în prezența lui Dumnezeu, lacrimile sunt mai mult pentru noi, chiar dacă noi spunem că sunt pentru ceilalți. E mai mult durerea noastră. Pentru că dacă omul ăla a fost cu adevărat credincios, el este în prezența lui Dumnezeu. Iisus a plâns atunci. A mai plâns odată, vă aduceți aminte, la un moment de bucurie. Ce interesant. Un moment pe care noi îl celebrăm cu bucurie, intrarea lui Iisus triumfală în Ierusalim. Înainte să intre în Ierusalim, privește Ierusalimul și spune Biblia că a început să plângă. O, de-ai fi cunoscut tu vremea cercetării tale, zice Domnul acolo. Și mă gândesc că și astăzi, adeseori, Hristos, care stă la dreapta Tatălui, uitându-se la lumea aceasta, plânge. Uitându-se, mă gândesc, eu cunosc foarte puțin din viața noastră. Mă uit peste biserică, vă știu din vedere, vă cunosc zâmbetul, vă cunosc încruntarea. Vă știu pe unii dintre voi mai mult sau mai puțin, dar vă imaginați cum se uită Domnul la noi, El știindu-ne până și gândurile? Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat harul să n-am niciun dar de felul acesta.
Nici o formă de descoperire în timpul predicii. Mă bucur că nu pot să știu ce-i în mintea voastră, că în vecii vecilor n-aș putea predica. Dar mă gândesc cum se uită Domnul la noi. Și sunt convins că așa cum s-a uitat atunci către Ierusalim și a plâns, la fel se uită către lumea de astăzi. Și poate câteodată o privind chiar la biserica lui. Pentru că așa cum spunea Marius aici, textul din Apocalipsa cu iată, eu stau la ușă și bat, nu se referă, cum spunem noi la evangelizări, nu se referă la individ, ci se referă la biserică. Pentru că sunt biserici care l-au închis pe Dumnezeu afară, pe Hristos afară. Pentru ca înăuntru să poată face fiecare ce vrea. Iisus a plâns. Dacă ne uităm de multe ori, zice David într-unul dintre psalmi, unul dintre psalmii mei favoriți, psalmul 56, în versetul 8, e un psalm pe care l-am auzit în toată copilăria. Frații îl foloseau în vremea aceea, că se plângea mai mult în adunare, pentru că oamenilor le era mai greu. Cred că și ăsta era unul din motive. Dar poate erau și mai pocăiți, știe Domnul. Zice David acolo în psalmul 56 cu 8, tu nu mergi pașii vieții mele de pribeag. El spune asta pentru că era în vremea aia prizonier la filisteni. Și mai spune Domnului ceva. Pune-mi lacrimile în burduful tău. Pune-mi lacrimile în burduful tău. Pentru că înțeleg din asta, că există lacrimi de care Dumnezeu ține cont. Există un plâns în care îl poți întâlni pe Dumnezeu și cred în această dimineață, știind că mulți dintre voi deja sunteți pocăiți, că ați cunoscut plânsul acesta. Și v-am zis, citind textul, că există trei categorii de plâns. Trei feluri de lacrimi, dacă vreți, pe care le aducem înaintea lui Dumnezeu, în care îl întâlnești pe Dumnezeu. Sunt lacrimile fericirii, dar acelei fericiri adevărate, care înseamnă o întâlnire reală cu Hristos. Sunt lacrimile pentru alții, când stând în fața suferinței altuia, uiți de durerea ta. Și asta e interesant, pentru că nu întâmplător verbul a plânge, în originalul grecesc, arată o acțiune făcută pentru altcineva. Poți fi fericit cu adevărat doar când nu ești egoist, când nu te uiți numai la durerile tale și la necazurile tale, ci când raportându-te la celălalt, uiți de necazul tău, când te uiți la altul și spui, Doamne Dumnezeule, prin comparație cu omul ăla, eu sunt foarte bine. Și sunt absolut convins că până și cei care fac parte din grupul celor cu dizabilități, se pot uita în jurul lor și au oameni din categoria asta. Zic, bă, eu îs cum îs, dar știu pe cineva care e mult mai rău decât mine. Zic că am cunoscut oameni de felul ăsta și care m-au lăsat uimiți. Oameni care, din punctul meu de vedere, erau nenorociți, treceau prin multe necazuri și care mi-au spus, frate, eu îs foarte bine, du-te la cutare, cutare are nevoie de ajutorul meu. Asta mi se pare extraordinar. Și mai există o categorie de lacrimi în care coboară Dumnezeu, sunt lacrimile pocăinței. Lacrimile fericirii, adevăratei fericiri, întâlnirii cu Hristos. Lacrimile uimirii când stai în fața suferinței altuia și te uiți la tine și spui, Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat. Și apoi lacrimile unei pocăințe adevărate, pentru că pocăința asta se încheie cu ceea ce spune Mântuitorul aici, ferice de cei ce plâng pentru că ei vor fi mângâiați, se încheie cu mângâierea pe care o aduce Duhul Sfânt, care este Mângâietorul. Slăvit să fie El. Am spus că prima categorie de lacrimi sunt lacrimile fericirii. Dacă vă aduceți aminte, textul nostru începe cu un cuvânt. Vă aduceți aminte care e cuvântul? Spuneți voi. Ferice. Ferice. Ferice, a zis cineva. Știți că acest ferice e un imperativ? Adică, mai pe românește, știu ca să apropie bacul și cuvinte de genul imperativ, poate o suna interesant pentru ăștia care se pregătesc la bac, dar pentru noi ceilalți nu sună prea atractiv. Imperativ înseamnă o poruncă. V-ați gândit vreodată că în Biblie fericirea este o poruncă? Știți, de exemplu, că cea mai cunoscută dintre epistolele lui Pavel, probabil, cea mai cunoscută, zic probabil, epistola către Filipeni e supranumită și epistola bucuriei. Știți de unde e scrisă? Din închisoare. Bine, era la închisoare nu pentru că ar fi făcut ceva rău, ci era la închisoare
pentru credința în Hristos. Și de acolo, știți ce zice Pavel? Bucurați-vă, iară zic bucurați-vă. Nu zice dacă aveți bani, bucurați-vă. Dacă vă merge bine, bucurați-vă. Dacă câștigați o anumită sumă de bani, bucurați-vă. Dacă sunteți sănătoși, bucurați-vă. Nu, zice bucurați-vă, iară zic bucurați-vă. Indiferent de circumstanțele vieții voastre. Pentru că în Biblie fericirea este o poruncă. Numai că adevărata fericire, dragii mei, n-are nicio legătură cu ceea ce noi înțelegem fericirea astăzi. Din perspectiva Bibliei, fericirea înseamnă pur și simplu întâlnirea cu Hristos. De aceea Domnul Iisus Hristos spune în Ioan, în capitolul 14, versetul 6, Eu sunt calea, adevărul și viața. Trebuie să recunoaștem că de cele mai multe ori fericirea este o cale. E o cale. Unii dintre noi am crescut cu gândul că fericirea e o destinație. Da, e o destinație ca în anul ceresc. Atât. În toate celelalte lucruri, în viața asta, când avem senzația că fericirea este o destinație, ne înșelăm amarnic. Ca de exemplu, când suntem copii, ne gândim așa. Ajung acolo și o să fiu mare și o să fiu fericit. Ajung acolo și o să am casa aia când ești foarte tânăr și o să fiu fericit. Când ai un job pe care îl visezi toată tinerețea ta și faci o grămadă de școală ca să ajungi din punct de vedere profesional, nu știu ce manager sau nu știu în ce domeniu în care ți-ai dorit tu să ajungi, privești înainte și anticipi momentul ăla și zici, bă, când ajung acolo, o să fiu fericit. Ai ajuns și realizezi că nu ești fericit. De ce? Iisus a spus, eu sunt calea. Câtă vreme suntem în lumea asta, dacă vrem să fim fericiți, trebuie să urmăm această cale. O cale clară care duce înspre cer. Ea nu este niciodată o destinație. Dacă unii dintre voi aveți senzația, bă, mă botez și o să fiu fericit. Mulți au și iluzia asta. Mulți zic așa, mă, acum am o grămadă de ispite, de tentații, lupt cu o grămadă de păcate, dar mă botez în apă și când ies din apă, dintr-o dată o să pot să stau și eu liniștit. Vă înșelați amarnic. Fericirea este calea și calea este Iisus. Iluzia asta o avem și în slujire. Ne zicem, a, duminică, să vedem cum iese programul de duminică. Și cum s-a terminat programul de duminică, trebuie să te pregătești pentru următorul program. Și cum s-a terminat un proiect, trebuie să te pregătești pentru următorul proiect. Și toată viața e așa. Nu e niciodată destinația aia la care tu visezi să ajungi. Bă, dacă ajung acolo, va fi bine. Nu, Iisus este calea. El este și adevărul, adevărul absolut. El este și viața, singura viață care merită cu adevărat trăită. Dar trebuie să înțelegem, pentru ca să nu avem iluzii în viața asta, legat de orice în viața asta. Dar nu vreau să fiu mai specific. Legat de orice. Lacrimile în care îl întâlnești pe Iisus, zicea Victor Hugo, melancolia e fericirea de a fi trist. Când eram ceva mai tânăr, îmi plăcea cum sună. Melancolia e fericirea de a fi trist. Când am devenit ceva mai în vârstă, mă rog, nu chiar așa în vârstă, dar totuși, după ce treci de 40 de ani, poți să zici că pe vremuri la țară și dacă aveai 21 erai, se zicea bade. Acum, după ce am trecut de 40 de ani, am înțeles că nu-i nicio fericire în a fi trist. Chiar dacă o zici Victor Hugo că melancolia e fericirea de a fi trist. Na. Și fericirea adevărată din perspectiva Bibliei e întâlnirea cu Hristos. E un Hristos viu, prezent în viața noastră, în fiecare zi. Vedeți, când Domnul Iisus își începe lucrarea, se duce la el în sat. Vă mai duceți aminte de unde era Iisus? Din satul Nazaret. Se duce la el în sat, intră în micuța sinagogă din Nazaret, pentru că și satul ăsta era un sat insignifiant, mărunt, micuț, și își începe lucrarea ținând o predică. O predică nu cu foarte mare succes în fața oamenilor de acolo. Dar în predica asta, Domnul Iisus Hristos citează ce zice un proroc din Vechiul Testament, prorocul Isaia, sau ca să folosesc rostirea prietenilor noștri ortodoxi, Isaia, care zice în capitolul 61, de la versetul 1 la 3, le zice așa. Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns... Căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să le dau celor întristați din biserica lumina.
A, nu, din Sion, zice aici. Să le dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească, un undelemn de bucurie în locul plânsului și o haină de laudă în locul unui duh mâhnit. Adică ceea ce zicea Isaia în capitolul 61 de la versetul 1 la 3 e următorul lucru. Când va veni Mesia, cuvintele acestea se vor împlini cu el. Și Domnul Iisus în micuța sinagogă din Nazaret apare în fața oamenilor care erau acolo și le spune: acum se împlinesc aceste cuvinte cu mine. După ce iese din sinagoga din Nazaret, la puțină vreme ține predica de pe munte și în introducerea predicii de pe munte, primul cuvânt pe care Domnul rostește este cuvântul ferice. Adică uitându-se la mulțimea mare de ascultători, ne spune: e un imperativ, adică e o poruncă să fiți fericiți, vă poruncesc să fiți fericiți. E ciudată porunca asta, că mă uit la voi astăzi și vine și mie să vă zic la fel. Vă poruncesc să fiți fericiți. De ce e o poruncă? Știți de ce? Pentru că fericirea e o alegere. Da? Poți astăzi să alegi să stai în prezența lui Iisus și să plângi, dar nu cu lacrimi de tristețe. Nu pentru că e la modă melancolia. Știu că e la modă, mai ales în rândul unor tineri, să fie așa tot timpul plictisiți și o leacă triști. Nu. Ci lacrimile bucuriei întâlnirii cu Hristos. Câți dintre voi, nu vă pun să ridicați mâna acum, că facem destul exercițiu fizic în bisericile noastre penticostale, ci aș vrea să fie un exercițiu mai degrabă spiritual. Câți dintre voi vă mai aduceți aminte de momentul acela în care v-ați întors la Domnul și în care ați început să plângeți? Momentul ăla când în lacrimi de fericire l-ați întâlnit pe Hristos. Au fost și lacrimile pocăinței despre care o să vorbesc la final, dar au fost și lacrimile bucuriei întâlnirii cu Hristos. Când dintr-o dată, eu mi-aduc aminte că eram acasă, până atunci nu știam, există Dumnezeu, nu există Dumnezeu, în mintea mea exista o grămadă de gânduri și se amestecau, ba credeam, ba nu credeam, în funcție de moment. Dacă m-ar fi întrebat cineva, crezi, aș fi zis, acum cred, peste două minute, nu. Și eram în liniștea camerei mele și citeam, așa cum v-am mărturisit și altă dată, un fragment scris de Dostoevski și în momentul ăla când am simțit prezența lui Dumnezeu, am început să plâng. Pentru că există niște lacrimi în care îl întâlnești pe Dumnezeu. Toți cei care au trecut prin experiența asta, întâlnirii cu Hristos, știu că există lacrimile și lacrimile pocăinței, despre care o să vă vorbesc, dar sunt și lacrimile fericirii întâlnirii cu Hristos. După ce te pocăiești înaintea lui Dumnezeu, la final există o bucurie, o fericire și o pace pe care nu poți descrie în cuvinte. Nu întâmplător Domnul spune: ferice de cei ce plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Toți aceia care ați cunoscut mângâierea pe care o aduce Duhul Sfânt după ce te pocăiești, știți despre ce vorbesc. Sunt lacrimile în care întâlnești pe Hristos. Sunt lacrimile fericirii întâlnirii cu El. Și vă mai zic ceva. Când am început să slujesc într-o biserică, era o soră care plângea la toate programele. V-am povestit despre ea. Plângea și la anunțuri. Acum sunt unii care numai la anunțuri plâng, dar asta e altceva. Mai ales acum cu strânsul de bani. Dar femeia asta plângea pentru băiatul ei care nu era pocăit. Ani de zile, zeci de ani de zile, tot programul mi-a zis: nu mă pot obișnui cu ideea că băiatul meu va ajunge într-o zi în iad. Tot programul plângea. Acum, nu spun că ar trebui de fiecare dată când venim la biserică să plângem și nu vorbesc despre lacrimi de tristețe, ci vorbesc despre lacrimi de bucurie. Mă uit de multe ori peste adunare și nu mă uit la voi, mă uit în primul rând la mine. Vă întreb, când ultima dată în rugăciunile noastre, în închinarea noastră, în cântarea noastră, în predicare, l-am întâlnit pe Hristos și am trăit această prezență specială a lui Hristos, plângând de bucurie. Da, Hristos în noi, nădejdea slavei. Da, Hristos e prezent în viața noastră. Dar știți ce e închinarea? Închinarea este răspunsul pe care noi îl dăm întâlnirii cu Dumnezeu. Asta e închinarea. De la dărnicie, la cântare, la rugăciune, fiecare răspuns pe care îl dau e închinare. Felul în care stai aici în biserică e un răspuns la ceea ce Hristos a făcut pentru tine.
Când ultima dată l-ai întâlnit pe Hristos atât de intens, nu, rugăciunea din cămăruța ta atât de puternic încât ai început să plângi și nu au fost lacrimi din alea de jale, pentru că Biblia spune că una din roadele Duhului Sfânt este bucuria. Dar și-au fost lacrimi de bucurie. Hristos e prezent aici. Hristos e prezent aici. E această bucurie a întâlnirii cu Hristos. Asta face duminica sărbătoare. Domenica, ziua Domnului. E dedicată special lui Dumnezeu. Și în întâlnirea asta specială, de sărbătoare cu Hristos, trebuie să existe și acest moment special. Nu e un moment în fiecare zi, nu trebuie să plângem din momentul când intrăm aici, că mai exista și categoria asta de a percepe lucrurile spiritual și duhovnicește. Cum am apăsat pe un buton? Unii intră pe modulul lacrimi, așa cum în unele locuri unii intră pe modulul zâmbet. Artificial, nu. Nu ne plac lucrurile artificiale, motiv pentru care nu vă cerem nici să zâmbiți, nici să plângeți. Vă cerem doar să nu uitați. Suntem în locul manifestării speciale a prezenței lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, ferice de cei ce plâng. Și există lacrimi speciale la care coboară Dumnezeu. În care avem parte de această întâlnire specială, de parte de această manifestare specială a prezenței lui Dumnezeu. Noi știm că Dumnezeu e cu noi în fiecare clipă, dar există aceste oaze în alergarea noastră pe acest pământ. Trebuie să recunoaștem că viața noastră de zi cu zi e o traversare a unui deșert în care primim o grămadă de vești proaste. Nu știu când ultima dată ați primit o veste atât de proastă încât să vă facă să plângeți. Dar vă reamintesc de un om din Vechiul Testament care stătea pe patul morții, un om important, un împărat, spune Biblia. În Doi Împărați, în capitolul 20, versetele 2 și 3. Și omul ăsta stând acolo, vă dați seama, fiind bolnav, mai avea el nevoie de o veste de genul acesta și vine Isaia și spune, pregătește-te, pune-ți casa în rânduială că vei muri. Știți ce face Ezechia? Spune Biblia că Ezechia se întoarce cu spatele la lume, cu fața către perete. Și un verset acolo, versetul 3, zice că a vărsat multe lacrimi. Nu știu când ultima dată ați primit o veste atât de proastă încât va veni să vă întoarceți cu fața doar către Dumnezeu sau către voi înșivă, să întorci spatele la lume. Știi ce interesant, Ezechia nu-i spune nimic lui Isaia? Nu zice, mă, acum că-ți bolnav, ai venit să mai apeși pe mine. Nu zice nimic, întoarce spatele la tot ce se întâmpla. Că de multe ori ți se întâmplă lucruri în viața asta care te întristează atât de mult încât nu le mai poți face față și atunci întorcându-te cu fața către Dumnezeu, poți vărsa multe lacrimi înaintea lui, la fel ca Ezechia. Și știți ce se întâmplă? Spune Biblia că nici nu iese bine Isaia din casa împăratului când Domnul îi spune, întoarce-te. Și spune-i că am văzut lacrimile lui. Și spune că rugăciunea lui a fost ascultată. Am auzit rugăciunea, versetul 5, și am văzut lacrimile. Când ultima dată ai primit o veste de felul acesta, poate e vorba de un diagnostic, poate e vorba de o problemă din viața ta, poate că e vorba de o problemă din familia ta, poate că e vorba, știu eu, de o problemă de altă natură, pentru că fiecare dintre noi, pentru noi, problemele noastre sunt cele mai importante, când efectiv nu-ți mai pasă de nimic altceva decât să întorci fața către Dumnezeu, să vergi în rugăciunile tale multe lacrimi, la fel ca Ana, despre care vorbește Biblia, mama lui Samuel, care cu inima frântă varsă lacrimi înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi ascultă rugăciunea. Știți, sunt lacrimi pe care Dumnezeu le strânge în burduful lui, din categoria asta. Lacrimi la care coboară prezența lui Dumnezeu. Și ciudat, oricât de amar ar fi viața, Dumnezeu transformă aceste lacrimi de durere, de tristețe, de veste proastă, de suferință, le transformă în lacrimi de bucurie. Și nu-i vorba, fericirea din perspectiva oamenilor sau din perspectiva lumii e doar o stare euforică care durează puțin. Din perspectiva lui Dumnezeu, fericirea înseamnă un singur lucru, prezența lui în viața noastră. Prezența lui Dumnezeu în viața mea nu înseamnă că voi zâmbi întotdeauna. Nu înseamnă că nu voi trece prin momente la fel ca Ezechia. Înseamnă doar că prezența lui mi-aduce un echilibru emoțional suficient de trainic, ca indiferent de obstacole, prin credință, adică încrezându-mă în Dumnezeu, să pot să trec mai departe.
E alegerea mea bazată pe promisiunile lui Dumnezeu. Pentru că fericirea în Biblie este o alegere. Zi de zi, dacă vreau să aleg să trăiesc prăbușit cu gândul la nenorocirile pe care le celebrează și le vestește televizorul și online-ul, zi de zi pot să fiu trist și dărâmat, dar pe de altă parte, privind la promisiunile lui Dumnezeu ancorat în ele, pot, în ciuda lacrimilor de pe față, în ciuda nenorocirilor, durerilor, falimentelor, bolilor și veștilor proaste, chiar în mormântărilor, pot totuși să fiu fericit și să am parte de aceste lacrimi care să fie lacrimi de bucurie, bucuria întâlnirii cu Hristos. Am spus că există lacrimi la care coboară Dumnezeu, lacrimi în care îl întâlnești pe Hristos. Știți câte lacrimi de felul acesta am văzut? Dar mai există și niște lacrimi pentru alții. Când stând în fața durerii celuilalt, uit de propria durere și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt binecuvântat. Și asta e frumusețea bisericii. Unii se întreabă, ce rost are să venim la biserică, să te ascultăm pe dumneata predicând? Te ascult o dată, de două ori, după aia mă plictisești de vocea ta și de ce îmi spui. Să-l ascult pe celălalt predicând, să văd un program. Dragii mei, am redus biserica la un program cultural-artistic cu unii dintre noi și credem că a participa la biserică înseamnă doar să fiu aici, să-mi fac jobul și să-mi văd de treaba mea mai departe. Uitați, biserica înseamnă relații. Dincolo de mâinile întinse, Biblia spune, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Durerea mea în fața durerii tale e ceea ce îmi poate aduce bucurie și prezența lui Dumnezeu în viața mea. Am stat de vorbă odată cu o femeie care și-a pierdut fiul într-un mod extraordinar de dureros. Și multă vreme a avut în inima ei atâta amărăciune încât, dacă n-ar fi fost Domnul, dacă n-ar fi crezut în Dumnezeu, femeia aceasta mi-a zis, mi-aș fi pus capăt zilelor. Dacă n-aș fi crezut în viața dincolo de moarte, dacă n-aș fi avut nădejde în Dumnezeu, m-aș fi sinucis. Trăiam însă doar ca să treacă astăzi și să vină mâine. Nu găseam fericire în absolut nimic, pentru că singurul meu copil, în care mi-am pus toată speranța la 20 și ceva de ani, a murit în modul cel mai tragic, cu putință. Nu vreau să spun conjunctura în care băiatul ei a murit, pentru că este una extrem de dureroasă. Dar femeia asta zice, totul s-a schimbat în viața mea când am început să particip la un grup de suport, se numește, un grup unde și alții la rândul lor au trecut prin tragedie asemănătoare cu tragedia mea. Și până atunci eram atât de absorbit, atât de concentrat, atât de preocupată de propria durere, eram captat în suferința mea. Suferința era ca o colivie în care mă aflam și nu puteam să văd nimic altceva. Dar în momentul acela în care mi-am împărtășit propria durere cu ceilalți și când am auzit pe cutare, mie mi-a murit o fată așa, eu am pierdut așa, eu am trăit asta, eu am trăit tragedia asta, m-am uitat la suferința mea și în sfârșit am putut să-mi ridic privirea de pe necazul meu și să privesc la ceilalți și uitându-mă la ceilalți, am început să plâng, dar de data asta n-a mai fost un plâns egoist. Pentru că, vedeți, Domnul Iisus aici nu spune ferice de cei ce se plâng. Pentru că dacă ar fi scris ferice de cei ce se plâng, 100% noi românii ieșeam campion mondial. Și Domnul a spus aici ferice de cei ce plâng. Și verbul a plânge arată o acțiune făcută pentru altcineva. Te rog în această dimineață, la cina Domnului, ridică-ți privirea. Uită-te în jurul tău. Sunt alții care trec prin situații mult mai grele decât a ta. Dar dincolo de ceilalți, vă îndemn în această zi, priviți înspre Hristos. Dacă sunt aici și sunt, că știu, oameni demni de plâns, dacă ai toate motivele din lumea asta să plângi și să te plângi și să stau să te ascult, ridică privirea, nu fii egoist, nu mai sta uitându-te doar la propriul faliment, la propria durere, la necazul tău despre care crezi că nimeni nu-l poate înțelege și că nimeni nu s-a confruntat cu ceva asemănător. Ridică-ți privirea spre Hristos. Pentru că în momentul în care îți vei ridica privirea înspre crucea lui Hristos și când vei vedea că pe Hristos au apăsat chinurile iadului, El a dus chinurile iadului în locul nostru, când te vei uita înspre Hristos și la durerea Lui și la suferința Lui, îți va părea că suferința ta, în cazul tău, problemele tale sunt mult mai mici. Și lacrimile pentru ceilalți, nu lacrimile pentru tine, îl vei întâlni pe Hristos.
În clipa aia vei înțelege că ce-o zis Domnul e adevărat, ferice de cei ce plâng, nu cei ce se plâng. Când te vei uita în jurul tău și vei vedea pe oamenii ăștia care vin aici la program în căruciorul cu rotile, când te vei uita la alții care trec prin necazuri mult mai mari decât necazurile tale, dar dincolo de ceea ce putem noi oamenii trăi, când vei privi spre crucea lui Hristos, în dimineața asta vei spune: Doamne Dumnezeule, nimic din ceea ce eu trăiesc nu se poate compara cu ceea ce Tu ai suferit pentru ca eu să fiu iertat și eliberat și fericit și într-o zi în rai cu Tine. Există lacrimi în care poți întâlni prezența lui Dumnezeu. În lacrimi de felul acesta, în dimineața asta, dragul meu și draga mea, îl vei întâlni pe Hristos. Nu-s lacrimile alea în care plângi tinerețea, că s-a dus viața oricum se duce. Nu-s lacrimile alea în care tot te compătimești cât de rău îți merge ție și cât de bine le merge la alții pe care îi vezi pe Facebook sau pe Instagram. Nu, ci sunt lacrimile omului care privește dincolo de sine la Biserica lui Hristos, că ăsta e rostul bisericii. Domnul ne-a pus împreună cu un scop, să ne purtăm unii altora, nu vorbele, ci poverile. Și uitându-te la povara altuia, să zici: Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc pentru crucea mea. O fi grea crucea mea, dar îți mulțumesc că mi-ai dat destul de multă putere să pot să trec peste situația din viața mea. Pentru că, Doamne, odată cu crucea, știu că mi-ai pregătit și puterea să ies biruitor și să port crucea asta. Și îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că nu stau să mă uit doar la crucea mea, ci dincolo de crucea mea privesc la crucea lui Hristos și îți mulțumesc pentru ea. Lacrimile în care îl întâlnesc pe Hristos. Și acum am apropiu de sfârșit și ne apropiem apoi de cina Domnului. Sunt și lacrimile pocăinței. Biblia vorbește despre lacrimile pocăinței și vorbește niște termeni destul de duri, dar vi le citesc azi în Biblie. Că ne place, că nu ne place. Sunt anumite fragmente din Biblie pe care nu prea am vrea noi să le citim, dar trebuie să o facem, e spre binele nostru. E ca atunci când te duci la doctor și îți administrează un tratament, nu-ți place, injecția nu-ți place, medicamentul e amar, dar e spre folosul tău. În Iacov, în capitolul 4, în versetul 8, interesant, Iacov se adresează aici celor din biserică. Dacă ne uităm în tot contextul. Era o categorie de oameni care veneau la biserică, cum ai venit și tu astăzi, cum am venit și eu, cum am venit noi. Și în biserică sunt întotdeauna fel și fel de oameni. Suntem fel și fel de oameni. Și Domnul le spune prin Iacov: apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Mai zic o dată. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Mă, poți să fii în biserică, dar să nu fii aproape de Domnul. Recunoașteți. Nu zic cu voce tare, zâmbește dacă vrei, dar recunoaște. Nu vă citesc toate versetele, citiți-le voi că sunt puternice, sunt tari ca bolovanul. Citiți numai așa cât să nu vă enervez prea tare. Și apoi dacă vă enervați, eu când termin programul, am plecat către casă rapid. Zice: tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Dar nu vrea Domnul să ne bucurăm, ba da. Dar ei se referă la o categorie de oameni care veneau la biserică, dar despre care zice Iacov că făceau tot felul de dezbinări la biserică, trăiau în toate păcatele posibile. Și Domnul ne spune: apropiați-vă de Dumnezeu. Ați venit la biserică foarte bine. Și vreau să vă spun și vouă același lucru. Și îmi spun mie: vă felicit că ați venit la biserică. Dar vă spun: nu apropiați-vă doar de Biserica Lumina. Și spun: apropie-te, draga mea, de Dumnezeu. Și dacă viața ta e departe de Dumnezeu, cum o descrie Iacov acolo, nu intru în detalii, citește tu când ajungi acasă, Iacov capitolul 4. Și dacă viața ta e mâncată de tot felul de lucruri rele și păcătoase, Domnul ne spune: râsul vostru atunci să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în tristare. De ce? Pentru că există, spune Biblia în altă parte, o tristare după voia lui Dumnezeu. În 2 Corinteni, în capitolul 7, versetul 10, și aș vrea neapărat să vedem în fața noastră versetul ăsta. În 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 10, zice aici Pavel așa: în adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, deci există și o întristare după voia lui Dumnezeu.
Există niște lacrimi, nu doar lacrimi de fericire, nu doar lacrimi în fața suferinței celuilalt, ci niște lacrimi pe care le vărs pentru mine când stau în față în față cu Dumnezeul cel Sfânt. Există o întristare după voia lui Dumnezeu care aduce pocăință. Dar o pocăință care duce la mântuire. Și pe care cineva nu o regretă niciodată. Zice aici cuvântul lui Dumnezeu, de care cineva nu se căiește. Adică nu-i pare niciodată rău, bă, dacă nu m-aș fi pocăit, că mai auzi de astea, bă, dacă n-aș fi pocăit măcar 5 minute. O pocăință de care să nu-ți pară rău. Zici, bă, nu-mi pare rău că m-am botezat, nu-mi pare rău că m-am apucat de biserică, nu-mi pare rău că am venit din nou la adunare, nu-mi pare rău că trăiesc o viață de ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, nu-mi pare rău că sunt la cina Domnului, nu-mi pare rău că trebuie să iert, nu-mi pare rău că trebuie să trăiesc o viață sfântă. E o pocăință adusă de o întristare după voia lui Dumnezeu. Mă, oameni buni, zice acolo Pavel înainte, dar nu vă citesc și versetul ăla, zice, dacă v-am întristat, zice, nu-mi pare rău, le zice el. Și eu vă zic la fel, dacă vă întristează cuvântul, ăsta nu-mi pare rău. Există o întristare care aduce moartea, întristarea lumii, întristarea depresiei, întristarea necazurilor, așa zice aici cuvântul Domnului. Dar există o întristare care duce o pocăință de care nu-ți pare rău niciodată. Știți câte momente de genul ăsta am văzut în viața asta? Oameni care au venit înaintea lui Dumnezeu, vă aduceți aminte în Vechiul Testament, vă dau numai un exemplu și apoi continuăm să ne închinăm lui Dumnezeu și ne apropiem de cina Domnului. Aduceți-vă aminte de Ninive. Când oamenii ăștia aud cuvântul lui Dumnezeu cum îl aud de la Iona, un evanghelist interesant care are o predică scurtă. Și oamenii ăia se pocăiesc și vin înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu le ascultă rugăciunea. Știți întâmplarea, nu mai povestesc încă o dată. Există o pocăință pe care nu o regrez niciodată. Există și pocăință superficială de care îți pare rău, bă, nu știu după ce m-am pocăit. Dar pocăința adevărată, întristarea adevărată, lacrimile adevărate, cum zicea Traian Dors, lacrimi, lacrimi, coaja amară, dar cu miezul dulce. Pentru că tristețea asta nu e ceva permanent în viața mea. Pentru că tristețea asta se transformă într-o bucurie care rămâne. Pentru că Domnul zice, nu zice întristați-vă, ci Domnul zice bucurați-vă, ferice. Dar înainte de a fi fericit și mângâiat, trebuie să existe aceste lacrime ale pocăinței reale.